Mă bucur că acest eveniment se repetă și anul acesta. Deși dificultățile nu sunt deloc minore, zic eu că împreună cu Primăria Municipiului Câmpul Lung și în Consiliul Local am reușit ca încă o dată să aducem în Câmpul Lung ce este mai reprezentativ la acest moment în pilotajul sportiv din România. Iată-ne la a doua ediție a trofeului Câmpul Lung Mușel, ediție care reprezintă în cadrul Campionatului Național de Viteză în Coastă etapa a șasea. Mă bucur că lista de înscrieri este numeroasă, așa că spectacolul din acest punct de vedere este garantat. Sunt convins că principala provocare, nu știu dacă ne aparține, cred că vă aparține, datorită faptului că avem un weekend foarte încărcat și sunt convins că veți fi puși în situația să alegeți exact locațiile unde veți participa. Deci va fi și pentru dumneavoastră un weekend de foc, nu numai pentru noi. Brothers Motors sunt artizanii organizării și anul acesta unei astfel de competiții automobilistice la Câmpul Lung, o competiție de nivel național, devenită tradițională la Câmpul Lung. Așa cum s-a spus, nu este foarte ușor lucrul acesta, începând de la înscrierea în calendarul național, când sunt tot felul de frământări pentru obținerea unei astfel de poziții în calendarul național. Deci începând de acolo până la pregătirea perioadei de concurs și, bineînțeles, cu multe emoții pe perioada desfășurării competiției și eu sper ca și cu multă bucurie și satisfacție la final. Deci Brothers Motors sunt artizanii organizării anul acesta la Câmpul Lung, din nou al trofeului Câmpul Lung, la viteză în coastă, viteză pe traseu montan. Îi felicit pentru că participă la reușita unui weekend bogat la Câmpul Lung, v-am spus și mai devreme, cu atât de multe evenimente, și îi felicit și pentru faptul că au reușit să colaboreze cu organizatorii altora dintre evenimentele înscrise în programul acestui weekend. Toate lucrurile acestea au fost ca propunere de întărire a imaginii municipiului Câmpul Lung și prin organizarea de evenimente și prin colaborarea aceasta de care am amintit. Într-un astfel de context, Primăria municipiului Câmpul Lung, Consiliul Local, cu siguranță că doresc să fie parteneri și doresc să sprijine pe cât este posibil organizarea evenimentului și noi sperăm ca pe lângă partea logistică, partea financiară și cu efortul uman pe care îl vom mai adăuga să reușim ca să terminăm și această ediție fără incidente, fără evenimente. Este lucru cel mai important, este o competiție foarte spectaculoasă, cum se spunea aici, cu foarte mulți concurenți care și-au anunțat prezența, cu concurenți care au rezultate foarte bune și la edițiile precedente, dar din ce cunosc eu, este o luptă puternică la vârful clasamentului anul acesta, e o luptă mult mai strânsă, rezultată și din unele modificări de regulament. Deci avem toate premizele, adăugând la ceea ce am spus până acum și faptul că vremea se prezintă în condiții bune pentru astfel de competiție. Deci avem premizele ca să asistăm la o luptă foarte spectaculoasă pe drumul care leagă localitatea Lerești de Cabana Voina. De aceea eu lansez invitația ca în număr cât mai mare să fim prezenți
în zona de concurs, bineînțeles respectând toate regulile impuse pentru securitatea desfășurării unei astfel de competiții. Nerespectarea unor astfel de reguli stricte poate conduce la incidente foarte grave și de aceea apelul meu este cât se poate de serios ca să se respecte indicațiile date de jandarmerie, poliție sau oamenii de ordine aflați în zona de concurs. În rest, urez succes reprezentanților clubului, pentru că ei sunt cei mai implicați în partea strict organizatorică a evenimentului, în partea care ține cel mai mult de zona automobilistică. Noi, ca părtași la acest eveniment, ne aflăm într-o zonă care ține mai puțin de partea strictă automobilistică. Noi suntem în completare, cum se spune, și sper să fim într-o completare fericită, astfel încât și anul acesta să se consemneze cronici favorabile după desfășurarea competiției. În ceea ce privește competiția care urmează să aibă loc de mâine încolo, traseul este pe drumul județean 734 Lerești-Voina. Are o lungime de 3 km, o diferență de nivel de 150 de metri și din punct de vedere al securității, așa cum spunea și domnul primar, avem o mare rugăminte către spectatori să asculte ceea ce li se va spune de către jandarmi, de către firma de pază care sprijină jandarmii și de către organizatori. Este foarte important să avem o competiție din punct de vedere al securității bine structurată, pentru că la automobilism nu este ca la, să dau un exemplu, atletism, se împiedică un atlet, cade, julește un genunchi. La automobilism se moare, adică riscurile sunt foarte mari și de aceea noi suntem obligați să luăm niște măsuri câteodată nu chiar pe placul spectatorilor. De aceea vreau să avertizez că se va închide circulația la ora 7 dimineață, mâine dimineață, la fel și duminică, și se va deschide în jurul orei 19. Pe toată această durată, dacă sunt cazuri speciale, evident că se va opri concursul și vom da drumul la circulație. Sper să nu fie cazul, dar în rest nimeni nu va mai intra în cursă, în spațiul unde va fi cursa, pentru că totul este securizat și înseamnă riscuri adiacente să avem mașini care circulă neaprobate pe traseu. Din punct de vedere al spectacolului sportiv, eu cred că o să fie o competiție un pic deosebită, pentru că, așa cum spunea și domnul primar, acolo la vârf nu mai este ca în anii trecuți un singur pilot să emită pretenții, deja încep să emită și alții pretenții și de aceea competiția va fi un pic mai disputată. Asta însemnând viteze mai mari, mașinile sunt un pic mai puternice, de la an la an se văd mașini mai multe și mașini mai puternice. Și încă o dată vreau să subliniez faptul că riscul pe care noi ni-l asumăm trebuie să fie înțeles și de către spectatori, pentru că noi facem competiția nu numai pentru piloți, noi o facem și pentru spectatori și pentru gustarea acestui spectacol care înseamnă automobilismul viteză. De aceea dorim să fim bineînțeleși că în momentele în care li se spune spectatorilor să se oprească și să rămână într-un post, să nu mai circule dintr-un post în altul, să nu mai stea în virajele exterioare, cei care spun asta o știu și au, sau mai bine zis, o cunosc foarte bine și sunt în cunoștință de cauză. Deci nu vrem să ajungem la disputele pe care le aveam în anii trecuți cu spectatorii care nu vor să înțeleagă și care știu, consideră că știu ei mai bine unde să se așeze.